Primarul Comunei Dragalina, Gabriel Stanciu, a prezentat într-o conferință de presă desfășurată la sediul PNL proiectele care au ca scop dezvoltarea acestei localități și îmbunătățirea condițiilor de viață ale cetățenilor. Din acest an, Comuna Dragalina are 6 km de rețea de gaz. De asemenea, la Distrigaz se află în licitație încă 6 km de rețea de gaz pentru satele Dragalina și Drajna Nouă. Totodată, Primăria Dragalina are mai multe proiecte depuse la Compania Națională de Investiții și Administrația Fondului pentru Mediu. Gabriel Stanciu își dorește să pună în practică un proiect integrat pentru reducerea consumului de energie electrică prin panouri voltaice. Nu este o perioadă ușoară pentru primar, mai ales faptul că din cei 6% de Comuna Dragalina la fiecare ședință de consum județean a primit 0 și nu știu de ce. Probabil e o cură personală, dar există Dumnezeu. Noi încercăm la Dragalina să ne descurcăm cu proiectele noastre, cu fondurile proprii. Am reușit anul acesta să atragem investiții deja finalizate, 6 km de rețea de gaze cu branșamente gratuite către populație. Urmează să se finalizeze licitația la Distrigaz București și să începem încă 6 km cu branșamente aferente pentru încă 6 străzi în satul Dragalina și satul Drajna Nouă. Avem proiecte foarte multe depuse și proiecte în licitație la CNI. De exemplu, zilele trecute am predat amplasamentul pentru bază sportivă Euro 2020 tip 1. De ce această bază sportivă Euro 2020 tip 1? Pentru că Liceul Tehnologic Guiu Zanfirescu are ca și profil clasă, profil sportiv de la clasa 5-a până la clasa 12-a. Avem copii valoroși în sport. Chioseaua Alexandru, care este membru în echipa națională de canotaj și știți ce rezultate are. Avem campion național și vicecampion național la lupte libere, copii plecați de la Liceul Tehnologic Guiu Zanfirescu. Copii care au fost la lupte echipei Dunărea Călăraș în Liga 1 la juniori și acum activează la Slobozia și la echipa de la Cernavut în Liga 2. Vrem să facem performanță și pe această latură a sportului. De ce? Pentru că aducând copiii la școală, punându-i să fie mai activi, le găsim o altă soluție de a le ocupa timpul, nu numai la calculator, nu pe stradă liberi să facă prostii, le creăm o altă stare. Vin acolo în echipă, învață să fie apropiat, să fie în colectiv, să fie disciplinați și sportul, eu zic că îi ajută foarte mult. Pe lângă acest lucru, la Liceul Tehnologic Guiu Zanfirescu, unde la toate instituțiile, toate școlile noastre și suntem școala cu cel mai mare număr de copii din județul Călăraș, aproximativ 1300 de copii. Am reușit și am tras gaze, mai puțin la școala Bucovean, unde la an avem comisiunea de la Distrigaz că vom duce rețeaua de gaze și în satul Constantin Bucovean. Am reușit să avem 3 terenuri cu gazon sintetic în curtea instituțiilor de învățământ, o nouă grădiniță, grădiniță cu program prelungit, unde avem 2 clase și copiii ajung acolo dimineața și de altă dintre după amiaza ca să poată să meargă și la serviciu, cu bucătărie proprie. Să dea Dumnezeu să ieșim din această pandemie, să putem să funcționăm în continuare și să nu avem probleme. Ca și proiecte, avem depuse proiecte la CNI, avem proiecte depuse la Agenția de Mediu, și luptăm la Agenția de Mediu, Agenția Fondului de Mediu, ca să reușim cu un proiect integrat pentru reducerea consumului de energie electrică și reducerea emisiilor de noxe cu construirea de panouri fotovoltaice la gospodărire de apă și canalizare. Și dacă vom reuși acest lucru, gândiți-vă că cel mai mare consumator și cea mai mare cheltuială o avem cu gospodăria de apă și gospodăria de canalizare. Pentru că acolo sunt motoare, acolo e consumare de energie electrică,
reușind să construim aceste parcuri de panouri fotovoltaice, să reducem consumul de energie electrică, reușim să ținem și costul către populație la aceste servicii, la apă și canalizare, la un preț mai accesibil către populație. Știți că la țară salariile sunt mai mici decât la oraș, decât la Călăraș, decât la București. Țara nu se chinuie acolo să crească un cel, să crească o plăcuță, să cultive ceva la câmp și de aceea ne luptăm ca noi să le asigurăm un trai cât mai bun. Avem în licitație la Compania Națională de Investiții și un obiectiv pe lucrările în primă urgență, reabilitarea unor drumuri în zona unde noi avem inundații, unde am avut probleme cel puțin de 30 de ani, în comuna Ravalina. Tot în acea zonă, pe fonduri proprii, reușim să facem, să închidem proiectul un sistem de drenaj cu o bașă colectoare pentru a colecta atunci când plouă și stratul freatic se ridică foarte mult. O parte din dumneavoastră ați fost acolo și știți cu ce ne confruntăm. Și să reușim să evacuăm apa în timp, atunci când ploile sunt foarte mari și cantitatea de precipitații este mare, să preluăm prin acele drenaje, să pompăm în canalul de secare. Aici, să fac o paranteză, am depus un proiect către Consiliul Județean pentru care susține din fondul de urgență, din fondul de rezervă al Consiliului Județean. Mi s-a spus că avem bani în excedent și că nu ne vor asigura finanțare. Da, într-adevăr, primăria Dragoalina are bani în excedent de anul trecut, dar acei bani din excedent sunt repartizați anul acesta în bugetul anului 2021 pe lista de investiții, ca și cofinanțări. Și avem bani în excedent pentru că muncim, pentru că ne colectăm impozitele și taxele în proporție de peste 90%. Dacă toți primarii ar face lucrul ăsta, eu zic că n-am mai stat cu mâna întinsă decât acolo unde avem nevoie de cofinanțări, unde avem nevoie de proiecte majore și am avea bani să funcționăm. Să sperăm că de curând se va liniști și treaba cu guvernul, poate vom avea un guvern legitim. Am văzut că premierul nostru interimar ne dă întrebări pentru nouă PNR și vom începe să depunem proiecte și acolo le avem pregătite și cred că toți primarii noștri, indiferent de culoarea politică, au proiecte și vor depune proiecte să dezvoltăm județul Călăraș. Reușim să aducem și investitori în comuna Dragoalina. Deja se lucrează la o stație de tratare de deșeuri medicale care va fi singura în zona noastră, Ialomița Călăraș, nu există așa ceva, cu un investitor englez. Reușim să aducem și un investitor american pentru a construi o stație de cogenerare a energiei electrice pe biomasă și ar fi cam singura în Europa la ora aceasta pe tehnologie americană militară NATO și acolo americanul ar vrea să facă și producția acelor echipamente, să le prezinte fostelor state sovietice, Belarus și cei care vor să construiască la ei aceste stații de cogenerare. De ce? Pentru că ei vor să își protejeze cumva resursele de gaze și să facă bani. Dacă construiesc aceste stații de cogenerare, toate gunoaiele din toate țările europene le adună la ei, le bagă în acele stații de tratare, produc energie electrică și apă caldă și fac și bani. Încercăm, că americanul își dorește foarte mult, sunt deschideri și la nivel de președintele Senatului American și la nivel de parlamentarii noștri, au luat deja legătura prin intermediul nostru și cu sprijinul nostru. Să sperăm că americanul a fost în Dragoalina, a văzut terenul unde dorim să facem acea investiție, discutăm cu dânsul, așteptăm să ne liniștim. Acum dumneavoastră discutați cu o firmă de consultanță sau cu firma care va și construi? Firma care va și construi. Și cum se numește? Cine este americanul despre BESI, nu mai știu exact acum toate datele. O să ne repăm. Și câte lucruri de muncă estimați pe total? Deci, la prima investiție care ei s-au gândit să o facă,
ca un prototip pe banii lor, cu finanțarea pe banii americanilor, ar fi în jur de, ca și capacitate de lucru, de 20 de tone de gunoi și de biomasă pe zi și în jur de 50 de locuri de muncă. La stație de tratare de șiruri. Ce v-au solicitat? Ne-au solicitat teren în concesiune. Cât? În jur de 4 hectare de teren. În ce zonă? În zona Drajna, unde am avut o groapă de împrumut. Unde eu ai o fost de... o groapă de gunoi? A fost o groapă de gunoi, e teren degradat. Noi am astupat acolo din groapa aia cât am putut să astupăm. Acolo în zona avem gaze, avem apă, avem stație de epurare, avem canalizare. Respectă normele de mediu? Respectă. Respectă pentru că deja ei au început documentele la mediu și au solicitat un punct de vedere. Vor primi autorizare de mediu, dacă nu vor. Da. Sigur. Dar înainte să facă demersurile, ei deja au făcut discuții la nivelul public. Dar cât a spus că se ridică investiția, estimativ? Nu știu exact un cost, pentru că sunt costurile și bugetul lor, e investiția lor. Cu aproximație ce îmi spuneai, era vorba de vreo 15 milioane de dolari. Despre pasajul de la Drajna, știți ceva despre pasajul de la Drajna? Vreau să vorbesc și despre acest pasaj și ieri am fost cu constructorul care a câștigat licitația, am fost în teren să găsim soluții, să îi putem sprijini tot prin concesionarea unui teren pentru ca să-și facă acele depozite de piatră, depozite de materiale, depozitele de teren arabic pe care ei fac de copertare și să găsim soluții să-i sprijinim să înceapă cât mai repede lucrurile. Și când au spus că estimează? Ar trebui ca cel târziu la 15 noiembrie, dacă au autorizație de construcție, deja organizarea de șantier este făcută. Dumneavoastră ați emis autorizație? Nu, autorizația de construire o emite Ministerul de Transport. Nu, zic dumneavoastră ați emis vreo autorizație pentru pasajul ăsta? Nu emite primăria. Autorizația de construire o emite Ministerul de Transport pentru lucrările acestea mari. Ca și pentru Gara Ciunița, care este în licitație, la fel, am văzut un articol în ziar, în presă, că se tot vorbea că e un monument, o clădire veche și că se reabilitează prin demolare. Da, exact așa se și întâmplă. Și să vă și explic de ce. Pentru că inițial s-a dorit reabilitarea acelei construcții. Experții, după ce au venit și au făcut studii, au făcut săpături și au verificat structura de rezistență a acelei construcții, care este construită în 1923-1924, a fost construită în două etape, parter după care s-a mai pus și etaj. Construcția este făcută cu bețe de floresarele, tavanele și fundația fără niciun pic de fier. Experții au spus, decât să începem să o reabilităm, să o dărâmăm, să cadă pe constructor, mai bine o dărâmăm și facem alta nouă identică. Și asta a fost decizia. Identică sau nu o porție? Nu, identică. Proiectul este la primărie, am văzut și noi și expertiza tehnică, deci se va face o gară identică. Nu, cum spunea cineva pe Facebook, că se va demola acea gară care este simbolul nostru, Găriciunița, și mai mult decât atât acolo, noi avem un nou de cale ferată. Suntem la jumătatea drumului între București și Constanța. Trenul de circulă mai mult decât în Gara Călăraș. Da? Soluția Călăraș este un nod feroviar. O legătura Călărașului cu Constanța și cu București. Exact, Călăraș. Da. Și vă dați seama că și pentru noi ne frământă și ne doare ca să nu avem o gară și să renunțăm la istoria cu mai dragă. Dar în ce proiect este reabilitarea gării cuprinsă? Este un pentru că știam că se vor reabilita doar pe roade. Sunt două proiecte deja care sunt scoase la licitație, unul pentru reabilitarea peroanelor și a băilor ferate și a pasajelor, se fac și pasaje subterane ca să treacă de pe o parte pe alta, de la o cale ferată pe alta, și un alt proiect, reabilitarea gării. Proiect pe ce? Pe fondul european, inițiat de Ministerul de Transport. Domnul primar vorbea de lipsa de finanțare. În anii când primea sume de bani suficiente, care erau acestea și ce aș fi făcut în situația actuală cu acele sume de bani, dacă le primeați? Ce proiect e important? Dar eu vă întreb așa. Dumneavoastră,
Să-mi spuneți când a primit, draga Alina, sume de bani și sume de bani importante din 2012, de când eu... Vă gândeam acum 3 ani, 5 ani? Vă spun eu că în perioada de când eu sunt primar, draga Alina a primit numai trimituri. Da? Numai câte un miliard, deci 100 de mii de lei, 200 de mii de lei pe an. Referiți la sumele primite din bugetul CJ. Exact. Sumele primite. Da. Domnul primar, ați zis de proiecte pregătite pentru PNRR-ul ăsta, da? Vă rog să-mi spuneți, să-mi dat 2-3 exemple și pentru domeniile eligibile în PNRR pe care le aveți pregătite. Deci, la proiecte, digitalizare, protecția mediului. Pe protecția mediului avem pregătit un proiect pe reducerea emisiilor de noxe, de bioxid pentru eficiență energetică pe biogaz. De ce? Pentru că în zona noastră noi proiectul l-avem făcut de foarte mult timp. L-am mai depus pe ADM și ne-a fost respins. De ce motive știți și dumneavoastră că sunt de altă culoare. Da? Și la acel moment guvernul era PSD și ne-a fost respins. De ce acest proiect pe biomasă? Pentru că draga Alina are foarte multe ferme de zootehnie, ferme de creștere a păsărilor, ferme de bovine, ferme de porci. Sunt foarte mulți crescători de animale, individuali, persoane fizice, care cresc animale. Acel gunoi de grajd n-au unde să-l duc pe oameni. Îl duc la marginea solei la momentul ăsta și îl duc pe câmp. Pentru noi ar fi cel mai bine și cel mai indicat ca să ducem în această stație de tratare și să producem energie electrică și apă caldă. În acea zonă avem și niște teren degradat pe care noi dorim să-l reabilităm acum, odată cu pasajul, terenul vegetal pe care îl decopertează să ni-l aducă, să redăm agriculturii acele terenuri degradate. Și acele terenuri să le dăm tinerilor care doresc să-și facă solarii pentru legume cu sprijinul și producția de apă caldă din zona de la această stație de biogaz. Avem proiecte pe PNRR pregătite și pentru asfaltare în zona unde deja avem apă, canalizare și gaz. Pentru că și acesta este un criteriu de selecție a proiectului. Ca să mai vorbim un pic de politica noastră, să știți că campania electorală a fost în 2019-2020. S-a încheiat. Nu știu de ce noi, ca și locuitori ai județului Tăraș, ai municipiului Tăraș, ai comunelor noastre, nu putem să uităm că s-a terminat campania electorală și va fi campania electorală în 2024 și să punem umărul și să muncim împreună, să nu ne mai denigrăm atât, să nu ne mai certăm atât și să aruncăm cu noroi unul în altul, să ne ocupăm, să ne pierdem timpul în a găsi metode și lucruri urâte, să denigrez pe domnul prefect, să denigrez pe nu știu cine, să denigrez pe cine mă referi. La cei care îi cunoașteți dumneavoastră și care fac tot felul de lucruri urâte în presă și în paginile de socializare și știți ce se întâmplă. Știți, vorba din ele pe noi ce se întâmplă. Nu mergeți la conferința de presă acum la ora 12, îi găsiți acolo pe cei de care întrebați.